Capitolul 13, începând cu versetul 7. Evrei 13 cu 7. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri, care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de vizuire și urmați-le credința. Amin. Vreau să citesc încă o dată. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri, care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de vizuire și urmați-le credința. Amin. Autorul epistolei către evrei, probabil că este Pavel, însă oricine ar fi el, el ne îndeamnă în seara aceasta, frați și surori, să ne uităm la mai mari noștri și să le urmăm credința, să le urmăm pildele, să ne uităm la purtarea lor, la credința lor, la faptele lor și mai mult de atât să ne uităm la sfârșitul vieții lor. Pentru că mulți încep bine și sfârșesc rău. Însă Biblia spune că mai marii noștri nu doar că au început bine, nu doar că au început cu râvnă, cu pasiune, cu putere, cu semne și minuni, cu frică de Dumnezeu, au și terminat cu aceeași dragoste, cu aceeași pasiune, slujind pe Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Însă vreau în seara aceasta să ne uităm la mai marii noștri, nu pentru că ei au fost în toate privințele fără vină. Pentru că Biblia spune că noi toți am păcătuit și toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și mai marii noștri au avut slăbiciuni. Uitați-vă la David, omul lui Dumnezeu. Problema noastră cu Biblia este că de multe ori ne uităm la mai marii noștri nu la lucrurile bune care le-au făcut ei, ci ne uităm la scăzămintele lor, ca să ne scuzăm și ca să ne motivăm în lucrurile în care noi le facem nu spre slava lui Dumnezeu. De prea multe ori oamenii se uită la David și nu se uită la acest om despre care Biblia și însuși Domnul a spus că a fost om după inima lui. Oamenii nu se uită la David că se scoate dimineața, cu lua înaintea zorilor ca să-L laude pe Dumnezeu, ca să-L caute pe Dumnezeu. David spune că este lacom după poruncile Domnului, mai mult decât după aur, decât după argint. David spune că sufletul meu tânjește după tine, așa cum o căprioară tânjește după apă, în pământurile uscate și fără vlagă. Acest om după inima lui Dumnezeu îl iubea pe Dumnezeu din toată inima, însă din păcate de multe ori ne uităm la el prin prisma păcătuirii lui cu Batșeba. Și unii zic, și David a curvit. Și David a prea curvit. Și David a făcut cu tare și cu tare lucru. Frați și surori, în seara aceasta să ne uităm la David și să învățăm un lucru. În Cronici spune așa, că în afară de întâmplarea cu Urie Hetitul, David n-a mai păcătuit. David a căzut odată și prin harul Dumnezeu, prin pocăința sinceră înaintea Domnului, Dumnezeu l-a ridicat și l-a pus în picioare și acest om mare al Dumnezeu n-a mai păcătuit. N-a mai săvârșit aceste păcate. A trăit o viață sfântă și curată înaintea lui. Așa încât după moartea lui, dacă Dumnezeu s-a îndurat de Iuda și dacă Dumnezeu s-a îndurat de Israel și dacă Dumnezeu le-a mai dat timpuri de har și de pace, le-a dat datorită că a fost un om cu numele de David care a iubit pe Domnul din toată inima lui. Și toți care au fost după el, Biblia spune, totuși, ei n-au fost ca tatăl lor David, care nu s-a bătut nici la dreapta, nici la stânga de
de pe calea lui Dumnezeu. În seara aceasta să învățăm de la David că și cei mari pot să cadă. Deci apostolul Petru ne cheamă ca să vedem în orice vreme. Pentru că este unul care dă drăcoare. Este unul care numele lui este diavolul, care vine doar să înjunghe, să fure, să distrugă tot ce a făcut Dumnezeu bun în viețile noastre. Ca să nu te bucuri de familia care o are. Ca să nu te bucuri de soția, de soțul, de copiii pe care îi are. Ca să nu te bucuri de banii care îi faci. Ca să nu te bucuri de geamul care îl are. Ca să nu te bucuri de situația în care ești. Ca să fii mereu nemulțumitor și să cârtești. Și să fii un om care n-are credință în Dumnezeu. Și întotdeauna umblă supărat, mâniat, judecând pe alții și care nu se poate bucura de tot ce face Dumnezeu în viața lui. David s-a pocăit din toată inima înaintea lui Dumnezeu. El vine și spune, Doamne, doar înaintea Ta și numai înaintea Ta am păcătuit și am făcut rău înaintea Ta. Cât de important este, frați și surori, în mărturisirea pe care o facem înaintea lui Dumnezeu. Să spunem lucrurile așa cum sunt. Să nu ne interesez de cine stă lângă noi. De cine ne poate auzi. Să ne intereseze mai mult să căpătăm îndurare. Să ne intereseze mai mult ca Dumnezeu să ne dea iertare. Să ne intereseze mai mult ca să se deschide, să se deschide cerul și Dumnezeu să trimită iertarea Lui. Pentru că însuși El a spus, veniți să ne judecăm, chiar dacă păcatele voastre ar fi roșii ca cărămiziu, eu le voi face albe ca să vadă. Eu am putere să curăț, eu am putere să eliberez, eu am putere să iert, eu am putere să rup lanțurile și legăturile, eu am putere să te eliberez de orice patimă, de orice lanț, de orice bârfă, de orice invidie, de orice judecată, de orice duc de minciună, ce n-ar fi în viața ta, ce nu te-ar lega în seara aceasta, dacă poți să fii ca David și spui, Doamne, înaintea Ta doar am păcătuit, înaintea Ta, Doamne, am făcut ce este rău. Doamne, eliberează-mă! Doamne, curățește-mă! Doamne, restaurează-mă! Doamne, pune-mă în picioare! Doamne, întoarce bucuria mântuirii! Doamne, întoarce ungerea! Doamne, întoarce râvna! Doamne, umple-mă de putere din nou! Doamne, umple-mă de har din nou! Vreau din nou să simt prezența Ta! Vreau din nou să vin în casa Ta cu bucurie în inimă! Vreau din nou, Doamne, atunci când mă rog, să am har în rugăciunea mea! Vreau din nou, Doamne, să fiu condus de Duhul Tău și Sfânt! Vreau din nou, Doamne, să biruiesc ispitele! Vreau din nou, Doamne, în fiecare zi, Doamne, să mă las condus de Duhul Tău și Sfânt! Și nu de firea pământească, slăvit să fie Dumnezeu! Asta să învățăm de la David. A căzut odată, s-a căit cu adevărat, s-a mărturisit păcatul, Dumnezeu l-a pus în picioare și David a prețuit iertarea Domnului. David a prețuit iertarea Domnului și Dumnezeu l-a iubit mult. Și David vine și spune, o, cine sunt eu? Și cine este casa Tatălui meu ca să mă fi luat de unde m-ai luat, Doamne, și să mă fi pus căpetenii al lui Israel, slăvit să fie Dumnezeu. Așa face Domnul cu oamenii smeriți. Așa face Domnul cu oamenii care se smeresc, care se căiesc, care se recunosc înaintea lui Dumnezeu. Deci, autorul Epistolei către Efeseni spune, uitați-vă la mai marii voștri și urmați-le credința. De la David învățăm că trebuie să prețuim iertarea Domnului, că trebuie să ne mărturisim cu nume păcatele pe care le-am făcut. Și Dumnezeu să ne întărească la aceasta. Uitați-vă de altă parte la Moise, cel mai plin om de pe întregul pământ. Acest om care a văzut brațul Domnului, acest om care a văzut Marea Roșie, cum s-a despărțit în două și poporul Israel a trecut ca pe uscat. Acest om care a auzit glasul Domnului. Biblia spune că la apele Meriba poporul Israel l-a mâniat pe Domnul. Și Moise a fost pedepsit din pricina lor. De ce? Pentru că a vorbit în chip ușuratic cu buzele lui. A spus, ascultați-mă,
răzvrătiților. O să putem de oare să vă dăm apă? Și vine Domnul și spune, o, pentru că nu m-a sfințit înaintea lui Israel, pentru că n-ați crezut în mine, voi nu veți intra în țara promisă. Și acest om mare al Dumnezeu, care dintre toți prorocii care au fost până la el și după el, nu poate să fie pus nimeni alături de el, n-a intrat în țara promisă. Pentru că n-a sfințit pe Dumnezeu înaintea poporului Israel. A avut această slăbiciune. Însă în seara aceasta învățăm de la Moise altceva. Învățăm de la Moise și spune la fel acesta autorul acestui către vei spune că Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Credincios nu doar într-un lucru. Credincios nu doar în familie. Credincios nu doar în biserică. Credincios în toate aspectele vieții noastre. Credincios cu banii care Dumnezeu ne dă. Credincios față de soțiile, față de soții noștri. Credincios în slujba pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Credincios în resursele pe care le avem. Dumnezeu să ne ajute, frați și surori, ca să semănăm cu Dumnezeu nostru, despre care Biblia spune că El este credincios. Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Dumnezeu te cheamă pe tine și pe mine să avem această credincioșie în Dumnezeu. Și în vremuri bune și în vremuri rele. Să rămânem statornici, să rămânem credincioși, să rămânem la locul pe care Dumnezeu ne-a pus și să ne facem datoria cu credincioșie și Dumnezeu să ne tărească la aceasta. Aleluia! Ilie a cunoscut pe Dumnezeu și Ilie a spus să se coboare foc din cer și s-a coborât foc din cer și a mistuit jertfele care au fost aduse. Și Biblia spune că Izabela, când a auzit că Ilie au murit pe toți preoții ei, a căutat să-l omoare, nu? Și acest om mare al Dumnezeu s-a umplut de frică. Acest om mare al Dumnezeu a început să gândească defectuos. A început să se tulbure. A început să fugă. Vedeți și oamenii mari al Dumnezeu se pot tulbura. Și oamenii mari al Dumnezeu au frică. Și oamenii al Dumnezeu care sunt mari pot să dea înapoi. De ce în seara aceasta, dacă ne aflăm ca Ilie în aceeași situație, când suntem cuprinși de frică, când suntem cuprinși de gândul acesta, ce vom face în viitor, ce se va lege cu casa noastră, ce se va lege cu copiii noștri, ce se va întâmpla mai departe în țara aceasta, sunt multe întrebări la care nu avem răspuns. În seara aceasta, Dumnezeu ne cheamă să ne punem viața noastră în mâna Lui. Să punem toate îngrijorările în mâna Lui. Pentru că Biblia spune, El însuși va îngriji de noi. Slăviți să fie Dumnezeu! Amen. Vreau să mă duc cu gândul la Ezechia, acest om mare al Dumnezeu. Biblia spune că Dumnezeu a trimis pe Isaia ca să-i spună, pune-ți casa în rânduială că vei muri. Și Biblia spune că Ezechia a început să plângă înaintea Domnului. Și a spus, Doamne, adu-ți aminte de mine. Adu-ți aminte, Doamne, cum ți-am slujit. Adu-ți aminte, Doamne, cât te-am iubit. Adu-ți aminte, Doamne, când alții alergau la potopuri de păcate, când alții, Doamne, se distrau, când alții, Doamne, n-aveau timp de închinare de casa Ta, Doamne, când alții, Doamne, nu trăiau sfințenia, nu trăiau pocăința adevărată. Eu eram nelipsit din templu, eram nelipsit din casa Ta, Doamne. Eu mă rugam în fiecare zi, eu căutam, Doamne, să fac fapte bune, pentru că aveam frică de Tine, pentru că știam că mă vezi. Și acum, Doamne, să mor. Dă-mi îndurarea Ta! Doamne, mai dă-mi viață! Și Biblia spune că Dumnezeu i-a dat încă 15 ani de viață, nu? Și Biblia spune că cei din Babilon aud despre boala și însănătoșirea lui Ezechia. Și au trimis la el niște soli. Și Biblia spune că Ezechia a luat acești soli
și le-a arătat toate bogățiile lui. Casa lui, casa cu arme, visteriile, scuturile, poate lui Solomon, de aur, de argint, de bronz, toate lucrurile frumoase pe care le avea el, moșiile lui, s-a pălit înaintea Domnului. De aceea Biblia numește fudulia lui Ezechia. Și vine Isaia și spune, ce ai făcut? De ce te-ai fudulit înaintea Domnului? Oare așa tu îți plătești vindecarea Domnului? Pentru că vor veni vremuri, că vor veni cei din Babilon și toate aceste lucruri vor fi luate și duse, strămutate în Babilon, chiar și din copiii tăi vor fi luați, care vor și din tine și vor fi păcuți din ei famini în Babilon. Și în loc ca Ezechia să se pocăiască, Biblia spune, Ezechia a spus, cuvântul Domnului este bun, pentru că lucrurile acestea nu se vor întâmpla în timpul vieții mele, ci după mine. Ce mă interesează pe mine, ce se va întâmpla cu copiii mei după mine? Oare asta este o gândire bună? Este un duh de fudulie, este un duh de mândrie. Însă în seara aceasta vrem să învățăm de la Ezechia următorul lucru. După orice binecuvântare, după orice vindecare, după orice slujbă pe care o facem bine înaintea Domnului, noi trebuie să rămânem la cele smerite. Noi trebuie să rămânem în veghere. Noi trebuie să rămânem dependenți de Dumnezeu. Toată gloria, toată splendoarea, toată slava aparține Domnului. Dacă avem ceva, dacă am predicat bine, dacă avem o casă, dacă avem mâncare, dacă avem haine bune, dacă avem copii sănătoși, dacă avem pace în familie, dacă avem bani să ne plătim bilurile, dacă ne merge bine, dacă avem izbândă, dacă avem trecere, toate acestea pentru că Domnul ne iubește, pentru că Domnul ne poartă în harul Său de miluință, pentru că suntem ai Domnului, pentru că Domnul este de partea noastră, pentru că Domnul nu ne îngăduie la bunul plac al răzbașului și în fiecare zi ne poartă în carul Său de biruință, în fiecare zi ne conjoară cu milă și cu bunătate, slăvit să fie Dumnezeu. Amen. Deci laudă pe Dumnezeu pentru ceea ce are. Și dacă faci bine ceea ce faci, să rămân și să rămâi la cele smerite și să nu lăsăm ca fudulia să ne copleșească și să ne orbească inima, ca nu cumva să cădem în cuțile vrăjmașului. Vreau să mă opresc spunând ceea ce spune Scriptura. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne curățe și să ne ierte de orice păcat și de orice greșeală. Cine își mărturisește păcatele și se leapă de ele, propășește, capătă îndurare de la Dumnezeu. În seara aceasta ne stă înainte o rugăciune de mărturisire și mă gândeam la acești doi oameni al lui Dumnezeu, acești doi împărați care sunt scriși în Scriptură, unul este Iosia și unul este Manase. Pentru că întotdeauna înaintea noastră ne stă această alegere. Ce vrem să facem cu ceea ce auzim? Ce vrem să facem cu cuvântul Domnului? Biblia spune, oare nu vezi că bunătatea Domnului te cheamă să te pocăiești, te cheamă să te îndrepți, te cheamă să te întorci la Dumnezeu, te cheamă să părăsești lucrurile slabe și să cauți să slujești cu Dumnezeu cu o viață și cu o inimă curată. Biblia spune că Iosia, când a găsit cartea legii, s-a cutremurat înaintea Domnului, și-a rupt hainele, s-a smerit adânc, a plâns înaintea Domnului și Biblia spune că Dumnezeu a trimis un cuvânt prin proroșița Huldă și i-a spus, am văzut smerirea ta, am văzut pocăința ta, am văzut inima ta frântă, am văzut că te-a durut, că nu m-ați căutat așa cum trebuia, așa cum era scris în lege. Deci ea, nu te teme, Iosia, eu primesc mărturisirea ta, lucrurile acestea nu se vor întâmpla în timpul vieții tale. Iosia a căpătat îndurare. De ce? Pentru că Iosia s-a pocăit așa cum trebuiește înaintea Domnului. Însă pe de altă parte îl avem pe Manase. Și Biblia spune că Manase
a respins cuvântul Domnului. Veneau prorocii, veneau văzătorii și chemau pe Mănase și pe Israel să se lase de descârnice, să se lase de vrăjitorii, să se lase, să umple țara cu sânge. Și Biblia spune că Mănase și oamenii din țară n-au vrut să asculte. Și Dumnezeu a îngăduit că acest împărat să ajungă în lanțuri, în Babilon, în Asiria. Și în strâmtorarea lui, în lanțurile lui, departe de casa lui, Biblia spune că Mănase s-a smerit adânc înaintea Domnului. Și Dumnezeu s-a stat înduplecat. Și măcar că a fost un rău mare, Dumnezeu l-a iertat și l-a dus înapoi în țara lui. În seara aceasta, noi alegem cum vrem să ne pocăim înaintea Domnului. Ca Iosia sau ca Mănase. Haideți să alegem pocăința lui Iosia. Atunci când cuvântul Domnului ne mustră, atunci când cântarea ne mustră, atunci când prorocie ne mustră, atunci când predica ne cheamă să ne sfințim, atunci când știm că l-am întristat pe Dumnezeu, să ne pocăim îndată. Spunem, Doamne, cuvântul acesta este pentru mine. Cuvântul acesta este pentru starea mea. Doamne, nu-l lăs pe mâine. Doamne, nu-l lăs să vină temnița. Nu-l lăs să vină strâmtorarea. Nu-l lăs să vină boala. Nu-l lăs să vină suferința, Doamne. Vreau un timp de pace să mă căiesc înaintea Ta. Iartă-mă, Doamne. Curățește-mă, Doamne. Eliberează-mă, Doamne. Și dă-mi, Doamne, har și putere. După ce mă vei îmbrăca cu haine curată, să nu mai păcătuiesc înaintea Ta. Și să umplu, Doamne Dumnezeule, curat și să merită înaintea Ta, Doamne. Și să prețuiesc, Doamne, această haină curată, așa cum a prețuit David. Ca să mă pot, Doamne, bucura de îndurarea și de lucrurile pe care Tu, Doamne, le-ai pregătit pentru mine. Amin. Amin.